Mă dau cu alu Santos, că trage mai tare. Bine ați venit la Stax TV. De data asta o provocare între Silvia și o motocicletă de curse de la Racing Academy din campionatul OMV Max Motion Moto RC, care s-a terminat anul ăsta și băieții ăștia au ieșit campioni cu motocicleta asta. E un BMW S1000RR care merge în clasa Stock 1000. O să vedeți pe parcursul videoului ce modificări are, cum merg eu și care scoate cel mai bun timp. Silvia cu mine la volan sau motocicleta cu mine la ghidon? Hai să vedem, puteți să dați comentarii acolo să vedem care cum stăm. Ca și cum vine cineva la tine și îți dă o mașină de Formula 1. Salut, ia mergi cu ea. Ce mare șmecherie. Aveți și încălzitoare, vorba aia, adică vedem ce se întâmplă. Eu banii mei acum, în ultima secundă, îi pun pe motoretă. Cred, așa cum mă vedeți. Plus mânușile de la Dedeman Motorsport. Tare, tare provocarea asta, tare, mai vreau. Provocați-mă la Dakar. Sunt bombă, 1.6. Să nu mă deranjeze pe drumul de... Intrăm acum, frate, sau? Nu intrăm, nu? N-are nimic, nu contează. Pocesc niște becuri aici, așa fac ele. Da, trebuie să mă obișnuiți să facem. Doamne Dumnezeule, cum trage. Și nici n-am intrat în pat. Incredibil. Ce încet merg. Ce treaptă sunt în trei. Incredibil. Dar nu știu... Mergeam mai tare înainte. E frică de apă. Te dau 3, o, pentru ce? Da, avem probleme tehnice, doamnelor și domnilor. S-ar putea ca Silvia să câștige. Mă dau cu alu Santos, că e mai rapidă. Întrerupe. Ha? Întrerupe. Ce să-i dau? De traction mai mare. Nu e de traction. De ce? Întrerupe. Mă dă nas, după aia trage. Da, da, haos. Da. E, așa fac ele, domne. Nu. Ce-i, mă, ești obosit? Eu deja sunt mort, nu mai pot. Te-ai dat de două ori? Am intrat în tură și gata, sunt. Ei. Mă doare cât, nu mai pot, dacă stai așa. Hai și tu o vârstă, vorba aia. Da? Stai, mă băteau o bicicletă, ești nebun cu... N-ai cum, ești bă, nu mai știu când, când știu că am slicuri, parcă merge altfel motoreta, ești nebun, nu, e, hai de capul meu, e, i-am dat odată și a tras, știi, și am luat gazul, zic, mamă, ce trage, zic, fai, zic, hai, și am mai dat odată și am întrerupt, zic, a, stai așa că poate am noroc, poate nu trage și nu trăgea. Hai să-i facem repede un briefing, să nu intre nepregătit. Sunt doi, dacă nu știați, eu am aflat după niște ani. A? La 2.64, spuneți. La 2.64, da. Urmează la restaurant. Fii atent. Da, te rog. Primul viraj. 2. A treia de principiu. Adică eu intru cu 2, de ce? Pentru că intru mai încet decât ai vrea tu să intru cu a treia acolo. Adică eu intru cu 70 și oamenii intru cu 120. A doua o să te vrească un pic amtare. Acolo aceea... blana, aici mi-e foarte greu. Mi-e foarte greu virajul ăsta. Aici este blană câte simți tu. Da, oamenii merg cu 200, eu cred că 140. Da. A treia, o țin a treia, a treia, aici a doua. Da. Acul de păr a doua. Acul de păr a doua. Iar aici bucata asta din spate este... Haos. La latitudinea ta. Ești cu stânga, te duci pe dreapta, da, pe gaz, da, se ridică, da. E haos. Trebuie să te ții puțin de mult. Da, e haos aici, e, dar mișto, haos frumos. De aici, de principiu, linia dreaptă, accelerație, blană. Cât crezi tu? Da. Blană, blană. Puțin blană, da. Cât o să te simți. Da. În momentul în care ai închis accelerația,
dai și în frână și în același timp și inferioare. Da. Ar fi ideal toate în același timp. O să te oprească mult mai safe și mai repede. Poate să blocheze spatele? Oare nu, n-are cum, nu? Nu are cum să blocheze spatele, are un știe ea să facă treabă, da? Bun. Stipăriclă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. La fel și aici e important că e un punct mai critic. Da, e ciudat firul ăsta tot timpul. Când dai în frână, dai și în inferioare. Bun. Traction control-ul este pe maxim. Maxim, frate. Dă-l câte trepte are traction control? 14. A, dă-mi la 13. Hai, dai și tu? Ce? 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 Stai să-mi iau. Da, mă, ești cu roții. Ce ne mai încălzim așa. Știi ce zic? Mă văd oamenii ăștia cu motocicleta asta. Ce zic? Mamă, a venit Stoner să dea probe cu Racing Academy, știi? Și eu sunt pielea. Ți-e fricot? A, asta? Nu, nu, e ok. E ok. Sunt aici cu Sănătos? Doamne, ce trage motoreta asta! Doamne, doamne, și-am deschis gazul în sfert! Incredibil, jur! Și cred, a, eram cu 3, credeam că-s cu 2. Era bine și așa. A intrat 2 singur, l-a dat ea. A zis, salut, Daniele! Trebuia să intri cu 2 aici. Hai dreptate, fata mea, cu 2 trebuia. Pentru mine, oamenii tari intră cu 3 sau cu 4. Doamne. Hai cu trăiul, tată! Hai cu virajul ăsta, tăticule! Ce fac eu aici, uite? Opa! Nu te duci, mă, fratele meu! Frate, vii, pe aici e circuitul! A, se mai întâmplă, ok. Stea galben, șefule! Nu e de râs, n-aș vrea să înțelegeți greșit treaba asta. Dacă făcea asta pe un drum public, băiatul ăla, automat ieșea pe contrasens, unde puteau să fie mașini sau fel și fel de obstacole. Nu eram dat inferioară, dar pe lângă schimbător. Să-mi pun rău, bă, dar nu mă caută ăștia. Am frânat de la Ploiești. Salut, băiți, frânați de la Ploiești, da, da? Flăcările astea mă omoară. Of, doamne, ce frumos e! Ce superbitate, doamne, doamne! Dă-mi, doamne, să fac asta toată ziua, doamne! Ăsta-i turul de răcine, Daniele, lasă-mi încet, mâncați-ai și talentul tău, că nu ne trebuie, nu, performanță aici! Lasă-mi încet, că nici la motocicletă, dobitocule! M-auzi că e turul de răcine? Extraordinar! Normal că am frânat mult dacă e turul de răcine! Putu-i scomata, n-a genunchiul jos, n-a! Pentru poză, vorba aia! Eu! Eu! Băveți! Ce dracu? 12, frate! Îl văd acolo cu verde, cu roșu, nu e bine! Nu e bine, este bun! Dar trage mai tare decât un menu RR Stock, nu? E... să te ții un pic mai mult, este bun! Foarte tare! Să vă dea Dumnezeu sănătate, băi! Foarte tare! Trebuie să mă schimb, nu? Să ne dăm cu mașina acum, nu? 100%, cred că am înghițit la valiera aia, să știi. Știi ce zic? S-a desprins pe aici, cu scuipat, cu alea, nu vrei să știi ce e în cască, nu. Cât ai scos cu motorul? 2.11, parcă? Parcă, 2.11? Nu știu ce mai să zic. Mai intri cu motorul? Bă, mai intru, dacă mă lasă vezi, știi că mai intru. Dar nu se mai pune timp. De ce să nu se mai pune? Mașina merge zilnic, dacă motocicleta nu merge zilnic. Nu contează. Plus că trebuie să se obișnuiască cu ea. Păi dacă nu, înseamnă că, din ce spui tu, dacă nu scoate timp bun cu mașina, e un șofer prost. Nu vreau să o duc acolo. Cu ochelarii te dai sau? Poate, nu știu. Doamne ajută, să oprim muzica.
E rece? E rece, cum îi place ei. Bine, băieții! Du-te, du-te tu! Du-te tu ca să te prind eu, vorba aia. Dai seama că nu prind nimic, ce dracu să prind. Ce merge nebun asta? Ești nebun, parcă merg mai repede decât cu motocicleta, așa mi se pare. Cu 3 aici, cât am? 100. Ce bine că am ridicat mașina și nu mai mi-ating roțile în aripi. Ia să vedem noi aici virajul ăsta. 3, 100, 2, 60. Mi-iese fund din roata față. Îți dai seama cât îmi atinge fața? Dacă mi-iese fund din roata față, ești nebun. Schimb la 5.30, adică nu merg la limita mașinii, tocmai pentru ca să mai am șanse și cu motoreta. Doamne, ce frumos e să mergi pe circuit. Doamne, ce frumos să n-ai niciun stres că poți să pățești ceva, că e poliția care ți-a permisul pentru conducere agresivă. E forță. Aici trebuie să ieșim frumos ca să prindem un top speed acum la linia dreaptă. Ia să vedem. Pentru fani, nu pentru bani a fost limitarea asta. 200 și frânăm. Frânăm, se putea mai tare. Era loc de mai mult. De mult mai mult. Aici am venit, am suvirat ca un bou. Am plecat spatele un pic. N-are nimic. Hai să vedem aici ce se întâmplă. 160, mai repede decât cu motoreta aici. Frân aici. Acul de păr. Noroc că am frâne de Evo, adică la capitolul frâne. Fața, dacă aș avea și eu gume, frate, pentru fan, nu pentru bani. Stai și tu aici a locului. Eu știu că ție-ți place cu driftul și cu latul, dar noi trebuie să facem timp aici, nu putem să mergem la bătaie de joc. Deci i-am dat 2 când puteam cu 3 aici, incredibil. Daniele, nu ești cu motoreta, Daniele. Hai să prindem mașina aia de formulă, vrei? Am râs. Am râs. Eu sunt și amuzant așa în felul meu, în mintea mea. Da, ce trebuie să știți voi că este foarte important aici la circuit, este faptul că în mintea voastră puteți să fiți la unde vreți voi. La MotoGP, la Formula 1, la unde vreți voi, frate. Adică nu trebuie să, chiar nu trebuie să mergeți să impresionați. Nu trebuie să impresionați, dar pentru voi e mega fan, ești nebun. I-am dat și lui Marius cadrele frumoase, cum și-a dorit, cu lat, cu așa, virajul ăsta care mă păcălește și cu mașina și cu, și cu motoreta. Știu că o să vă luați de trasele mele, dar de trasele mele, dar este ultimul lucru de care îmi pasă acum. Tot ce îmi pasă este să fac turele, să scot un timp, să fie bine, să nu ieșim pe margine. Și aia e. Reducem până la 100. Dacă ar ține fața! Ce bine ar fi dacă ar ține fața! Hai, fata mea! Pentru fan, nu pentru bani. Hai mă, că știe Silvia, mă. Nu eu, Silvia. Bă, nu știu ce să zic de timp. În viraje, știi ce zic? Asta nu e tobelei, Daniele. Nu e tobelei. Ce, mi-a ieșit fum din roțile față, nu? 15, dar ai tras practic rece pe spate, Claudiu.
Cum pot să fie rece, ești nebun? Pui mâna pe față, e mai cald decât pe spate. Incredibil, doamnelor și domnilor. Ce am făcut? Ghici. Drift? Da. N-am voie? Nu. N-am știut. Mi-a plăcut. Timp, mie mi s-a părut că am mers mai tare decât, adică uitându-mă la viteză pe bord, mi s-a părut că am mers mai tare decât cu motoreta, dar se pare că nu. Am făcut cât 2 și 15 versus 2 și 11 cu motoreta, nu? Da. Mă și gândeam, zic, mamă, stai că intru cu motoreta, să merg mai tare decât am mers, zici, nebun, zic, o să-mi fie greu. Dar n-am gume pe față, scuze, Dalea, știi, n-am, pleacă fața, frate, nu ține față. Sau 5500 de euro, ce ai vrea? Stamate, stai, con, mă, n-ai de unde să știi. You know, Beric? Vă pup! Ce faci, sănătos! Ce trasă! Ce trasă ascunsă! Bravo, sănătos! Haide, tată, că spune de vorba aia. Aici am vedea un doi, mai vede. Hai cu genunchiul pentru Marius. Extraordinar, minus o secundă, nu știu ca. Incredibil. Faceți loc, băieții mei. A părut că am mers mai bine, că am avut mai multă încredere în mine și așa în motoretă, dar ca timp, tot timpul am fost pe plus, știi? Nu știu unde a părut 2.09 la tot. A lăsat-o la 6, nu? La 12. La 12. A lăsat-o la 12. Nu mi-a zis nimeni, frate. Dar crede-mă că am venit aici și 2.09 l-am văzut când am ajuns aici. Pentru că eu mă tot uitam pe bord și îmi dădea roșu, verde, zic. N-am făcut, mai bine de 2.11 n-am făcut. 2.09, zic, când l-am făcut, că nu știu, știi? Dar am pus frână, am făcut stopii, am făcut haos. Da, foarte tare, n-am ce să zic. Nu știu ce mi-ar trebui, mai mult curaj. Mai mult curaj mi-ar trebui. Cred că mai multe ore pe fi. Da, și mai mult exercițiu și mai multă condiție fizică. Îți arată pe bord cum stai față de cel mai bun tur al tău. Și pe parcursul circuitului, pe parcursul turului, mă uitam și aveam minus 1, plus 2, minus 0.75, plus 1.75 și aici pe capăt, în ultimul viraj, mă gândeam, zic, sunt obosit, mai bine să mă opresc la boxe. Zic, sunt plus 0.75, poate linia asta dreaptă o fac mai bine. De ce zic să o fac mai bine linia dreaptă? Pentru că eu ies din virajul ăla cu a treia la 6.000 de ture și accelerez progresiv
aici, accelerez progresiv din a treia la 7000 de turi și motoreta se ridică pe o roată și eu îi dau și schimb a patra și de-abia de la a patra putem să stăm de vorbă, așa cu bordul, să ne uităm. Eu nu. Îi dau a cincea. Îi dăm telemetria vreme. Să-i dăm lumea, da. Peste cap că am mers. Da, hai, da. Telemetria, ei vă spun eu, gazul e maxim deschis. Doar pe linia dreaptă. Pe linia dreaptă, a patra, probabil e maxim deschis 2 secunde, maxim 2 secunde. Gata, ăsta e turul tău de 2. Ce mi-a dat acolo? Kilometri. 230. Hai, stai să scoatem din ele că nu ne trebuiesc. Tur sau așa, penultim. Fii atent, asta e așa, albastru e viteza, okay. Sunt kilometri la oră, da? Și roșu este mâna ta. Okay. Accelerația. Ia uite, ai ținut accelerația. Păi da, dar în a cincea. Păi că e pe linia dreaptă, da. Uite, sau aici, pe linia dreaptă. Asta e finalul. Uite, ai deschis, după care ai închis, că nu știu ce ai. Am schimbat dreapta și am luat mâna din gaz, probabil. Probabil. Și ai dat iarăși după aceea, da, uite, ai ținut capul. Am mers bine. Da, acolo spun eu, în mintea mea a fost aici ori la bal, ori la spital. Aici ai văzut-o pe Silvia. Da, cred. Și cu un top speed de 250 la oră, ai mers 242 am văzut eu, ochii mei. 250 nu l-am văzut. 250 la oră, e bine, da. Mult. Deci ca să poți să scoți mai bun, ar trebui ca motocicleta să meargă mai încet. Gata, mai intrăm o dată, pe modul rei. Da, cred că pe rei rup. Ai adică potențialul e mult mai mare. Mult mai mult. Da. Mult mai mult. Adică se vede pe tip, 1.47 sau 41 scoate neagă. 40. 1.40. 30 de secunde pe tur diferent. Sești talentul tău, e enorm. Contează mult, pe lângă talent, care poate să fie sau să nu fie, contează mult munca și exercițiul și orele pe motocicletă. Câți cai are motocicletă? Wow. Mă întreb pe mine? Motocicleta? Da. Are în jur de 210 cai, 207 motor este stoc, electronica este înlocuită. Dar ne dă nouă posibilitatea să modificăm toți parametrii ăștia ce țin de traction control, felul în care se livrează, puterea, lucruri care fac diferența. Dar motorul în sine este identic cu una pe care o poate cumpăra oricine din magazin. Acesta a fost materialul cu provocarea din partea celor de la Racing Academy, de care eu m-am bucurat enorm. Nu știam ce timp fac, dacă mă întreba cineva ce timp am cu mașina. Am intrat o singură dată cu Silvia pe circuit și cred că se întâmpla acum 6 ani. Am mers mai mult cu motocicleta pe motorpark decât la volan. Eu sunt foarte bucuros de 2 și 11. Mi se pare o performanță venind așa, știi? De la cantină, dă-te pe motocicletă de curse și faci 2 și 11. Oamenii ăștia nu mă luau în echipă la anul dacă scoteam 1.58. Ideea este de provocare, de a merge la circuit unde poți să-ți împingi limitele și fizice și ale talentului fără să pățești lucruri grave. Acesta a fost materialul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți idei de provocări, scrieți-le în comentarii. Eu le mulțumesc băieților de la Racing Academy și îi felicit pentru faptul că au ieșit campioni și în acest an și la echipe și la piloți. Anul trecut la echipe, să dea Dumnezeu să meargă bine, să meargă campionatul Moto RC și la anul, să vină cât mai multă lume, spectatori și participanți. Foarte tare, mi-a plăcut mult.